Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Regio Jurnal. Radu Căpâlnașiu, primarul municipiului Zalău, împreună cu reprezentanța ai primăriei, companiei de apă Someș și SC Citadin Zalău SRL, a participat la o întâlnire cu locuitorii din cartierul Porolisum. Până acum, în această zonă au fost demolate 56 de garaje, iar angajații SC Citadin Zalău continuă lucrările de reabilitare. La finalizarea lucrărilor, întreaga zonă din apropierea școlii gimnaziale Porolisum își va schimba înfățișarea. Sunt prevăzute lucrări de asfaltare. Vor fi refăcute trotuarele, zonele verzi. Va fi modernizat sistemul de iluminat public. Totodată, angajați ai companiei de apă și ai SC Citadin SRL Zalău vor efectua și lucrările necesare la sistemele de canalizare pluvială și menajeră. După multe dispute și multe atacuri politice total nefondate, locuitorii din această zonă au înțeles că intențiile noastre ale administrației publice locale sunt pozitive. Pe lângă beneficiile estetice, reabilitarea acestui spațiu va aduce și un plus de confort zălăuanilor care locuiesc aici. Mai multe locuri de parcare, un loc de joacă pentru copii, spații verzi și un iluminat public modern. Un nou punct gospodăresc vor lua locul celor câteva zeci de garaje. Sunt convins că în cele din urmă investiția va reuși să pună în valoare acest cartier important al municipiului, a declarat Radu Căpâlnașiu, primarul municipiului Zalău. Demolarea celor 56 de garaje a fost un câștig în ceea ce privește utilizarea spațiului, deoarece a rezultat un număr aproape dublu de locuri de parcare. O parte dintre lucrări au fost deja executate, iar altele sunt în curs de executare. În această săptămână a început demolarea punctului termic din zonă, terenul urmând a fi folosit pentru amenajarea unui spațiu de joacă pentru copii.